Bună! Azi vreau să vorbesc despre dragoste, dar dragostea, cuvântul acesta dragoste, pus într-un context poate inadecvat. Dragostea este ceea ce unește oamenii, ține de simțirea omului și face posibil viața pe pământ între oameni. Că așa ne învață credința noastră și așa știm noi. Și așa, oricum ar fi omul, fiecare om caută dragoste, caută să fie iubit și caută să iubească. Am vrut să vorbesc despre expresia asta, a face dragoste. Până la urmă, a face dragoste mi se pare ceva de prost spus. Cum să spui la un lucru care poate fi făcut, mă refer la sex, care poate fi făcut în orice ipostază. Poți să o faci și fără dragoste, poți să o faci și pentru bani, poți să o faci așa din obișnuință, poți să o faci să-i atribui, să spui că asta e dragoste. Deci asta mi se pare ridicol. E ceva ieșit din comun. E ceva inacceptabil. Practic, noi zicând așa că facem dragoste, jignim sentimentul de dragoste, care este un sentiment curat, un sentiment plin de lumină, plin de căldură. Nu știu. Dar, nu știu dacă voi țineți sau vreți neapărat să-i spuneți așa, spuneți așa, dar, nu știu, mie nu-mi place, mi se pare inadecvat, inacceptabil și orice, numai să nu spunem la un lucru mic, să atribuim, să dăm așa niște însușiri mari. Dar nu știu ce părere aveți voi. Până la urmă, fiecare om gândește în felul său, dar nu-mi place, nu știu, nu mă simt eu prost, mă simt eu nemulțumit de lucrul ăsta, că spunem așa sau afirmăm așa. Dragostea e un lucru mare, e un lucru sfânt. Pe lângă a face dragoste, este ca și cum hai să facem. Dacă o e așa în sens, hai să facem dragoste. Nu știu, nu-mi place, nu reprezintă în niciun fel sentimentul de dragoste. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-a plăcut. Numai bine!